Pact pentru minte, inimă și examenele vieții. Într-o lume de aiuri, redăm vocea oamenilor. Pădurea spânzuraților, de Liviu Rebreanu. Cartea întâi. 3. Domn locotenent, e târziu, vremea cinei. Apostol Bologa deschise ochii zăpăcit. Lângă pat, ordonanța mormăia blând aceleași cuvinte ca o babă cu farmece. Ce-i, Petre? Am dormit? Întrebă locotenentul sărind în picioare și uitându-se repede la ceasul brățară. Ei, poftim, am întârziat de la masă și numai tu ești de vină că nu știu pe unde tot umbli în loc să-mi fii de ajutor. Dojenind pe Petre, își dădea bine seama că vrea să-și impute amintirile care l-au cuprins în mrejele lor și de care îi era teamă ca de niște remușcări neiertătoare. Grăbit să plece, nu-și găsi casca și mormăi. Fă lampa mai mare, că parcă suntem într-o criptă. De lângă lampă, ordonanța ridică o scrisoare și o întinse. A venit de la amiază, dar cu vâlmășagurile astea... Apostol luă scrisoarea, se uită la adresă și rămase câteva clipe cu ochii la Petre ca și cum n-ar fi îndrăznit să o citească. Iată, mi-e frică și de slova mamei, se gândi cu amărăciune. Atâta m-a făcut de laș execuția unui trădător. Apoi se așeză mânios pe laviță, trase lampa mai aproape, rupse plicul și citi pe nerăsuflate. Dragul mamei mult dorit, tare-mi tremură inima de grija ta că de o săptămână n-am primit nicio știre și pe aici geme pământul de oaste și cătane, de trăim mereu cu frica în sân. Totuși sunt puțin mai liniștită când am auzit că pe unde ești tu s-au potolit bătăliile. O, dar ar Dumnezeu să se sfârșească odată, că de atâta război ni s-a acrit sufletul și ne-au secat lacrimile. Tot așteptăm să ne pomenim cu tine pe acasă, măcar pe câteva zile, că alți ofițeri capătă concedii des. Și noi avem în gazdă un major, tare de treabă, polonez. Bietul om toată ziulica oftează de dorul familiei, că e însurat și are 6 copii. Știi, dragul mamei, că pe protopopul Groza l-au luat și l-au dus în internare prin țara ungurească, fiindcă pălăgieșul a părât că-i periculos pentru liniștea comunei. O, Doamne, mare-i răbdarea și îndurarea ta! Ba, pălăgieșul se mai laudă chiar și față de mine că de-ar fi vrut el, ar fi putut face să-l și spânzure, că, zice, mâna lui e grea când vede că oamenii nu se astâmpără. Dar zice că i-a fost milă de cei 80 de ani ai lui Groza, alminter nu s-ar fi mulțumit numai cu internarea. Că zice, protopopul a predicat de pe amvon, precum ca să nu ne lepădăm de limba strămoșească și nici credința în Dumnezeu, ci să le păstrăm cu sfințenie. Și din pricina aceasta l-au ridicat și l-au închis, iar comuna a rămas numai cu diaconul să facă slujba și la biserica cea mare și peste apă în bisericuța din Ierusalim. Eu mă tot rog fierbinte bunului Dumnezeu și tare mi-e nădejdea că rugăciunile noastre vor găsi milă și îndurare în ceruri. De multe ori mă gândesc și mă cutremur ce-ar fi dacă ar trăi bietul tatăl tău. Cum era el de inimos, vai, Doamne, poate că nici tu n-ai fi unde ești, căci el nu te-ar fi lăsat pentru nimica în lume. Dar eu, sărmană văduvă, ce să fac? Plâng și mă rog lui Dumnezeu să-ți poarte de grijă și să te apere și să-ți lumineze sufletul și cărările vieții. Acum barem de-ar veni odată pacea să mai scape oamenii de chinuri și de groază, că de când a intrat și România în război, parcă viața noastră e și mai amară și mai întristat-ne sufletul. Marta zice că ți-a scris mereu, dar că tu nu i-ai răspuns la 2 scrisori și poate că te-ai supărat cine știe de ce. Scrie-i, dragul mamei, că domșa e foarte cum se cade și îți poartă de grijă ca un părinte. Apoi și fata e bună și are sufletul de ceară, doar că-i tânără și nepricepută în viață. Mereu îmi spune că e dor de tine, dar iarăși nu poate sta nici prea retrasă și trebuie să mai glumească cu cei ofițerași de pe aici, ca așa-s vremurile. Dacă ai fi tu acasă, am avea și noi un sprijin, dar nu-i nimic, va trece și furtuna și Dumnezeu va plăti tuturora după dreptate. Până va veni ceasul mântuirii, eu în scrisorile tale caut mângâiere și le aștept și tremur când nu sosesc, că tu ești mângâierea și nădejdea mea pe lume și credința în Dumnezeu. Rămâi cu bine și scriem de grabă, Dumnezeu să te aibă în paza lui cea bună, a ta mamă.
Apostol îndoi iar scrisoarea, o vârâ încetişor în buzunar și oftă zâmbind amar și zicându-și: Biata mamă, se vede că-i stranepoata subprefectului lui Avram Iancu. Cuprinsul scrisorii îl simțea foarte lămurit în creier ca o apăsare. Numai vorbele despre Marta parcă pieriseră fără urme, deși altădată tocmai acestea l-ar fi pus pe gânduri. Ridicând capul, întâlni privirea ordonanței aprinsă de o curiozitate umilă. Apostol tresări ca și cum i-ar fi fost frică să nu-i fi citit gândurile. Oare ce mai fi pe la noi pe acasă, domn locotenent? Întrebă deodată soldatul cu glas încărcat de respect. Ce să fie, Petre, necazuri și amar, răspunse apostol blând. Își potrivi casca pe cap, își ridică gulerul ulancei și ieși în ogradă urmat de ordonanță. În poartă se întoarse și zise cu același glas moale: Ia seama, Petre, că mâine în zori plecăm înapoi pe front. Să adun deci toate catrafusele. Degeaba, Petre, tot mai bine acolo decât aici. 4. Popota diviziei era într-o fostă cârciumă alături de casa în care locuia generalul Carg. În sala mare dinspre uliță, cu ferestrele oblonite ca să nu pătrundă lumina afară, mâncau ofițerii de la cartierul diviziei, precum și cei de la comandamentul brigăzii de artilerie care se afla în sat. În fund, într-o odăiță, era popota trecătorilor, adică acelor ce mergeau spre front sau se întorceau de acolo și trebuiau să zăbovească un răstimp pe la numeroasele servicii ale diviziei. Fiindcă întârziase, Bologa nu mai vrut să treacă prin sala cea mare, ci coti prin ogradă și intră în tindă, unde câțiva soldați spălau vase, ștergeau tacâmuri, desfundau sticle, în vreme ce alții veneau de pe coridor, de la bucătăria îndepărtată, cu farfurii pline cu mâncăruri, ori cu butelii de vin. De aici, o ușă dădea direct spre popota mare, iar alta, în stânga, spre cuibul trecătorilor. Un soldat se repezi și deschise lui Bologa. În odăiță erau numai două mese lungi și o canapea hodorogită, pe care zăcea un morman de mantale, căști, revolvere, săbii, baionete, de avalma. Masa din dreapta se golise. Un soldat, cu capul țuguiat și cu fruntea de un deget, strângea alene tacâmurile și resturile de pâine. Fumul de tutun, mirosul de mâncăruri și de băuturi, umplea odaia până în tavanul cu grinzi, sugrumând flacăra lămpii cu abajur de tinichea roasă. Obloanele celor două ferestre erau închise, iar găurile din obloane astupate cu șervete. De altfel, ferestrele n-aveau perdele și pe pereți se vedeau numai câteva cadavre de ploșnițe sătule. În capul mesei din stânga ședea capitanul Clapca. Fără cască, tuns la piele, fața lui rotundă răspândea bunătate și blândețe, deși în ochii îi tremura o spaimă pe care încerca să o ascundă sub un surâs prefăcut și rece. Când păși Bologa în odaie, zgomotul de glasuri care se auzise din tindă se curmă brusc, încât bună seara lui pluti singuratică într-o tăcere speriată. Până să-și lepede însă casca și ulanca, unda de tulburare se topi și locotenentul gros, mai în glumă, mai în serios, strigă: Mi se pare, Bologa, că ți-a fost rușine să vii mai devreme între noi. Spune drept. Rușine? Mie? De ce? Zise apostol oprindu-se înțepat. Parcă noi nu știm că și tu ai votat pentru moarte, zâmbi gros, dând vorbelor sale o culoare mai dulce, fiindcă observase supărarea lui Bologa. Ei și, urma apostol mereu dârs, în orice caz n-am să dau socoteală decât conștiinței mele care l-a găsit vinovat. Conștiință, oftă deodată tânguitor capitanul Cervenco, care ședea la stânga lui Clapca. Cine mai are azi conștiință? Glasul acesta se înfipse ca un ac în urechea locotenentului Bologa. Vrut să răspundă și nu-i veni nimic în minte. Se uita la el și inima îi se îmblânzi. Cervenco era un om voinic, spătos, cu o barbă cafenie care îi acoperea aproape tot pieptul și cu niște ochi în care plângea veșnic o suferință tainică. Bologa îl cunoscuse într-un spital la Triest și descoperise în el o inimă îngerească. Era rutean, profesor la un liceu din Stanislau. În fața ofițerilor trecea ca un fel de menonit, fiindcă în 2 ani de război niciodată nu pusese mâna pe vreo armă, ci mergea în lupte numai cu un băț de trestie și cântând cântece bisericești. Cervenco însuși spunea sus și tare că mai bine și-ar tăia mâinile decât să tragă asupra unor bieți oameni ca și dânsul. Altfel, fiind extrem de conștiincios în serviciu și disprețuitor de moarte,
Superiorii îl lăsau în pace, mulțumindu-se a zice că-i cam scrântit. Fiecare își face datoria cum crede, murmură Bologa drept răspuns lui Cervenco, așezându-se la masă față în față cu Klapka, și apoi porunci soldatului: adă-mi și mie ceva de mâncare. Soldatul dispăru. Peste o clipă, gros, puțin încruntat, zise: nicio datorie din lume nu-mi poate impune să ucid pe un camarad.